Pablito, unde e omul ăsta, mă, că mi-a zis să sun la telefon, dar nu există telefon aici, nu merge chestia asta. Bă, unde ești, mă, că am vorbit să ne întâlnim aici, Pablito, frate. Ham, 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 ham. Ce faci, pustit comandă? Nu ne-am mai văzut de 100 de ani. Bă, tu ești câine? Bă, s-au întâmplat atâtea chestii cât ai fost plecat. M-ai uitat aici, ai spus că o să vii după mine. Ce ai spus? Să stau aici, când ne jucăm un joc. Și jocul ăla au fost... V-ați ascuns elea și m-ai lăsat aici? Nu știu cât, dar m-ai lăsat foarte mult. Am învățat să vorbesc cu peștii, cu câinii, cu câinii, sunt un câine, un câine! Bă, unde-i plecat, mă? Ți-am spus să vii să mă ajut și n-ai venit, n-ai venit! Ia vino cu acesta, așa. În primul rând, lasă-mă puțin să te mângâi. O, ce câine Așa, frumos! Ia, mângâi-mă, ia de da, aici, ia de mângâi-mă, aici, că te mângâi-mă, mângâi pe spinarea aia! Ridică-mă de jos! Ia, stai așa, că îți ridic eu ție acum una, fii atent de aici. Ia-mă de aici! Ești bine? Ești bine? Lasă-mă să te ridic! Lasă-mă să te ridic, să îți revii, ia de aici! Ham, ham? Tu în cine dai acolo? Aveam o treabă cu un alt câine, nu era cu tine, era cu altcine, mă înțelegi? Am înțeles. Și nu mai sunt Pablito. De când m-ai uitat, acum sunt domnul câine. Domnule câine, te rog frumos, lasă-mă puțin să îți ofer ceva. Ce vrei să-mi oferi? Ia de aici, uite, pentru tine. Un Special tort? am adus un tort, pentru că Mamă! știam că câinilor le place Mamă! foarte mult tortul și dulcele, bagă-l în maț, mănâncă-l, mănâncă-l cu toată Mănâncă puterea. tot, cu tot, expirat! Era otrăvit, stai liniștit. Cum? Mi-ai dat tort otrăvit? Bă, normal că ți-am dat tort otrăvit, că n-am încredere în dușman și tu pentru mine ești un dușman, înțelegi? Pentru că ești câine și eu nu vorbesc cu câinii, că eu mie îmi plac pisicile. Cum? Domnul câine, să știi că e supărat. Deci după atâta timp în care nu ne-am mai văzut, tu vii și îmi spui că mă urăști. Eu mă curam, stai, că ne putem împrieteni, ne putem împrieteni, dar nu ne-am mai văzut de mult timp și nu mă așteptam să te văd câine, zic sincer. Ce-ai pățit? Spune și mie ce-ai pățit. Deci a fost, m-ai uitat, m-ai lăsat pe drum, tu ai plecat, m-a plouat, a venit vântul peste mine și n-a mai fost Pablito, mi-am dat jos costumul și forma mea adevărată era un câine și de asta un domnul câine. Bă, nu vreau decât să zic că îmi place foarte mult că mă se face coada la spate, ți se belengenește așa. Păi da, pe mi se belengenește, că-s fericit când i-am văzut, că vreau un măr, vezi mărul ăsta, e frumos! Asta nu-i tot. Fii atent ce am învățat să fac. Deci te duci, pui mărul în butoi. Deci aici, da? Da. Te uiți, da? Da, mă uit. Ce faci acolo? Mama, ai dat foc la măr. Așa. Și acum să-ți arăt frumusețea lumii. Ia. Ce faci? Alo? Ai mort. Bă, te-ai apucat de fumat. Bă, pe bună, te-ai apucat de fumat. Bă, ți-am zis că n-ai voie să fumezi, bă. Prietenaș, mort, vei posta. Bă, ascultă-mă, ascultă-mă, bă, te zic numai că ta dacă... Aaaa, mort, prietenaș. Stai așa, stai. Dar ce crezi? Ia vină mă coace, ia vină coace, bă, stai, bă, oprește-te. Bă, nu te băga acolo, bă, nu te băga acolo. Aaaa, ce frumoasă viața, mamă. Cioc, am zis. Bă, a dispărut, bă, ești nebun la cap. Alo, domnule câine? Domnule câine? A zis... Wow! Mi-a rupt picioarele! Prietenaș, ajută-mă că-i groasă treaba! Sunt blocat aici în baie, nu mai pot să mă miști cum ți-ai rupt picioarele aici! Ajută-mă! Stai așa că te ajut, fii atent! Gata! Tu dai cu... Fii atent, bă, uite ce vape am aici. Ești pe faza aia, uite-te la mine. Ia vino cu acea, mă, dacă ești mecher, nu mai vei din asta e viața. Ia, te dau foc, gata, mari, 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 iau, iau! Bagă-te în apă, bă, să-ți treacă, bă! Să mă duc în apă, că arzi în apă, mi-ai dat foc la coadă, dar tu gândești? Bă, e vape, bă, stai, bă, stai, bă, ușor, bă! E vape-ul suflarea dragonului, e vape... Săracu, doamne, că ai spart geamul la casă, bă! Bă, asta nu-i casa noastră, bă! Ridică-te, bă, să fugim, că ne prinde ăsta de are casa aici, bă! Ridică-te, bă, ce faci? Bă! M-a ridicat, am venit din nou, prietenaș! Ridică-te! Bă, nu, stai că-ți dau o mână de ajutor, acum nu mai știu ce-i cu tine! Păi mi-i dau foc! Aaa, mă arde! Bă, ia mă cu rail garul, bagă-l în apă, nu știu! Stai, gata, te iau acum, stai! Bă, stai! Ia de aici, ia! Ai, bă, stai și cu pumnul! Gata, ești bine?
Hai, fă-ți bine, prietenaș. Bă, bă, trebuie să fugim, scoate mașina, bă, că ai spart geamul la casă. Auleu, uite-te pe aici, uite-te pe aici înăuntru, să vedem ce se întâmplă, dacă e cineva acasă. Bă, dar nu-i nimeni în casă. Ala-i cineva acasă, bă, de unde trebuia să spie, bă, bă, ce prostie. Bă, taci o leacă. Stai că mi s-a făcut rău de la vape. Mă șoacă, mă, ai buset, chemăm ambulanța, ambulanța, alu, ambulanța. Bă, chem ambulanța, adu ambulanța. Bă, hai să vedem dacă cineva, alu, avem nevoie de ajutor, că moare boosted comando, alu. Alu, alu, are nevoie de un telefon, să sunăm la salvare. De un telefon, o, alu, dă-i acum, bă, bă, ai văzut ce era înăuntru, bă, era un motan gigantic, bă, era turbat, am urcat cu grenadă, închide ușa. Stai, bă, că ăsta nu-i motan, ce ăsta-i domnul motan, bă, stai, domnul motan. Uite, veri acolo, bă. Bă, dă grenadă, am dat grenadă, repede, închide ușa, închide ușa. Toți banii jos, fură-i acum de prin casă, fură-i toți banii, stai, cum aprindem, stai, stai, am aprins becul. Gata. Ai prins becul, nu? Da. Bagă ceva aici înăuntru să facem flăcări. Da, să bag acum, nu? Bagă înăuntru să facem flăcări. Dă-te un pic, așa, dă-te un pic aici. Bă, dă să da, facem flăcări, să dăm foc la cabană, să nu-și dea lumea seama că am fost aici. Acum, acum, prietena. Dă-i foc, dă-i foc. Îi dăm foc din nou. Dacă, dacă nu ieși de aici, mă omor, mă omor. L-am prins, l-am prins. Da, 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 bun, bagă-l, dă-i drumul la foc, dă-i drumul la foc. Dă-i drumul la foc. Dai drumul, dai drumul la foc, ce faci odată? Îi dau acum, stai așa, închis ușa. Stai că-i închis ușa cu el aici. Nu mi-e rău tare, bă, dai drumul odată la foc, că mi-e frig. Trebuie să-l punem aici mai bine. Am luat capacul, am luat capacul. Bă, stai, bă, că-l... Bă, dar nu cred că știi să folosești, bă. Bă, dau o grenadă, așa, gata. Am pus pistil. Bă, doamne, săracu, bă, ce-a pățit. E bine? E bine? Păi eu cred, domnule motan, ești bine? Bă, la iar bă, că cred că-l doare. Bă, trebuie să-l ducem la spital. Bagă-l în lapte, bagă-l în lapte, repede. Hai, domnule motan, că asta-i pentru, asta-i din iubire ce faci noi aici pentru tine. Dau o grenadă, dau o grenadă. Bă, da grenadă, bă, da grenadă. Am adus salvarea pentru domnul motan. Repede, domnule motan, bagă-te în spate. Bă, stai, n-are roți, n-are roți. Bă, asta e salvare fără roți. Bă, am greșit, am greșit să... Bă, ce... Scoate, domnule motan, scoate ranga, așa să-i dau. Când îi fraierește. Da. Bă, stai, 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 bă, stai, bă, lăsați-mă în față. Scoți vape-ul, scoți! Prinde-l, prinde-l, dă-i cu ranga. Bă, dă-te, bă, de aici. Dacă te miști, dacă te miști, mă omor, mă omor. Omoară-te, bă, n-ai tu pe asta, te omor. Trebuie să vă explic ceva, veniți încoace, toți, amândoi. Aici, pe podul ăsta, aici, că trebuie să vă zic ceva foarte important. Care-i treaba, moșule? Mă doar plămânii tare, uite-l pe ăsta, sărac. Acum am venit și eu. Câinii de mare, lup de mare. Bă, opriți-vă, nu vă mai certați, nu vă mai certați, că dacă vă mai certați odată, plâng. Plâng cu lacrimi radioactive și o să vă omor. Domnule Motan, uite la fața lui. Eu nu cred că are toate țigurile pe clasă, eu cred că nebunii buste bă, comandă. Bă, o sâmbătă îi mai dau și moare, bă, uite-o leacă la el. Ai adus ai venit aici cu motocicleta? Da, băi, da. Du-te și adu motocicleta. Acum mă duc. Bă, vreau să vă zic ceva important. Vreau să spunem noi ceva important mai întâi. Da? Vreau că să spunem că... Că te-am din vape-ul ăsta, ia vină mă încoace, mă, că trag din vape-ul. Ia te oricum de aici, mă, că trag din vape-ul. O să vă arăt ceva important. El este câinele. Care câine? Adică cine câine? Tu, domnul motan, domnul câine, el este celălalt domn câine. A, da? Ăsta e câine, știi? Nu, stai, stai, el a înțeles că nu poate... A, da? Stai, poate bă, să fii doi câini stai. Înaici, să nu-l iau, nu? Să nu-l iau, nu? Tu, el crede că poate fi doi câini în zona asta, bă, stai, stai, doi că câini, voiam să-ți explic ceva. Voiam să-ți explic ceva. Și să-mi explici, da? Ascult, oprește-te puțin, că ești turbat, copile. Nu ți-ai luat pastilele, bă, vrei să-ți fac vaccin? Îți fac vaccin, antiturbare, că nu mai... Îi dai foc, dacă îmi faci vaccin, îi faci și lui vaccin. Dă-i foc. Ei da foc, ei da foc, să moară. Ascultă, trebuie să scoți revolverul. Scoate pistolul. Așa. Așa, bun. Și tu, domnule câine, trebuie să-i recizi tatăl nostru. În timp ce tu, domnule motan, îi ții pistolul la cap și îl vei executa cu sânge rece, înțelegi? Așa vrea să fugă, vrea să fugă. Începe ritualul, dar nu fie. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Dă-i, arde-l, câine păcătos. Câinele ăsta e cel mai mare. Omorâți-l, dați cu tot ce aveți, omorâți-l. Băi, omoră câinele greșit! Stai, stai că se rezolvă! Nu-mi mari! Casa asta e blestemată, eu sunt blestemat și sunt pe moarte.
Așa că trebuie să găsim o metodă prin care să mor mai repede, așa că am adus bomba asta aici, cu care vă rog să mă bombardați. Înainte să explodezi bomba, lasă-mă să pun. Te, uite, poți să zbor cu bomba asta, de ce? Nu! Cum nu? Ce nu? Cum nu? Bă, fugi! Bă, n-a explodat. Păi trebuie, e puternică bomba. E stricată bomba, bă, băie, stați calmi că o rezolvă. Primul care pui bomba câștigă! Bă, dar nu vrea, bă! Bă, trebuie să facem ceva să bubuie. Ăsta e singurul mod prin care pot să spun. Bun, dragii mei, ăsta a fost episodul de pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să bombardați butonul de like, subscribe, share și comment. Și ne vedem într-una viitoare. Pupici cu sclipici. Mua, mua, pa, pa.